Se spune că străbunicul meu ar fi îngropat o comoară înainte de venirea comuniștilor. Dacă plătești mai pe cineva cu detectorul, eu îți dau jumătate din ce găsim. De unde faci tu 800 de euro? Dacă nu plătesc întreținerea și lumina luna asta, mai fac 200. Și restul mă gândesc să-i cer dolul de aiutul. Știi că nu mă suport. Trebuie să știi, copiii sunt cel mai de preț lucru. Sper că nu te bate gândul să divorțezi. Pentru tine putea fi o afacere. Am găsit pe cineva. Aici e ceva mărișor. Și aici. Și aici. Și aici. În cazul ăsta eu zic să ne apucăm să săpăm. Nu-i de joacă, trebuie musai să le declarați. Că dacă vă prinde poliția, faceți pușcărie. Ne căutăm o comoară, mă înțeleg? Da, da. Uitați-mă că îți dau una de dragul de pe jos, mă. Ce zici, mă, că faci tu? Bă! S-a întâmplat ceva? Cunosc un hoț aici. Ăla o refuză în 2-3 minute. Mă, cu minte, mă, că avea să duce gine la poliție. Păi și unde sunt cristalele, bobinele, aurul?